Pentru ca statul român să poată proteja drepturile și libertățile, să poată asigura respectarea ordinii de drept și a intereselor generale ale societății, avem nevoie de un minister public independent și eficient, un corp al procurorilor care să facă față tuturor provocărilor actuale. De asemenea, o calitate din ce în ce mai bună actelor de urmărire penală nu va face decât să întărească încrederea cetățenilor în lege și în justiție. Reprezentarea intereselor generale ale societății și apărarea ordinii de drept nu pot fi concepute fără asigurarea drepturilor și libertăților cetățenilor, principii definite, extrem de clar în Constituție. Din această perspectivă, întărirea statului de drept în România depinde și de capacitatea dumneavoastră de a vă îndeplini atribuțiile cu echilibru, acționând în egală măsură pentru protejarea unui interes public, dar și pentru respectarea drepturilor și libertăților civice. Justiția este, în primul rând, un serviciu public. Consolidarea de la an la an a încrederii cetățenilor în justiție este un semnal că democrația din România se maturizează. Faptul că, la nivelul unei tot mai largi părți a societății, aceste principii se transpun în mod de viață. Înseamnă că așteptările publice de la toate componentele sistemului judiciar sunt din ce în ce mai mari. Cu atât mai important este ca dumneavoastră să rămâneți loiali normei constituționale, nimeni nu este mai presus de lege și să vă exercitați atribuțiile cu obiectivitate, fără a fi influențați de calitatea persoanei cercetate sau de apartenența ei politică, ori de altă natură.